Pensie? Am pensie, cum să n-am pensie? Dar am muncit 43 de ani. Și ce pensie aveți? Aproximativ 2000 de euro. 2000 de euro? Foarte bun. La cât am contribuit? Știi cât plăteam? Știi cât am plătit eu? Aproape 350.000 de euro asigurările și pensie. Și mi-am pus în gând să mi-i recuperez. Primindu-i înapoi până la 90 de ani. A, la 90 de ani se împlinesc. Da. L-ați calculat? Un calcul just, da. Păi n-am cum, de ce să las bani statului când, în afara faptului că l-am susținut financiar, i-am mai dat și imagine. Eu, statului român, ca și toți ceilalți mari sportivi, eu nu sunt între ei mari, dar sunt acolo și eu, mai ales ca președinte ce am făcut la UEFA pentru România, să pot să-mi recuperez, nu? Deci am oferit și acum am dreptul să-mi recuperez. Nu e o pensie mare. Dar asta este față de cei că fratele meu are 2000 de lei, nata mea 2000 de lei, ce să facă ăștia cu 1000 de euro pe lună? Deci e foarte greu. Ea are diabet. Deci sunt lucruri care oamenii ăștia trebuie să le gândească. Și să fie, Doamne iartă-mă, să ajungă din veniturile care le fac la buget, din că am vândut toată industria, unde-s banii ăia? Săracii agricultori acum n-avem irigații. Păi frate, pe timpul lui Ceaușescu erau irigații ca la Balamuc. Nu sunt nostalgic. Dar aveam agricultură. Dar aveam floarea soarelui, dar aveam porumb, dar aveam grâu, dar aveam ce n-aveam și aveam. Și știți ce mai aveam extraordinar de bun? Mica gospodărie a țăranului de acolo, care avea dovle, celul, cartofiul, salata, vița de vie. Ăla nu neapărat trebuia să meargă să-și cumpere. Și nici n-avea de ce. Și de-aia făcea exporturi Ceaușescu totul afară. Ăla avea porcul lui, văcuța lui, păsările, legumele și mai muncea la CAP, mai lua și de pensie 700 de lei sau 800 de lei. Erau neajunsuri reale și atunci, lipsuri. Foarte multe. Oamenii le simțeau. Foarte multe. Da. Dar era disciplină, era respect. Respectul este ceva care astăzi e greu să mai pronunți acest cuvânt, nu că să-l mai aplici. Adică, bă frate, când îți spunea tăi către o vorbă, asta a fost. Eu nu sunt pentru a fi tot așa cu mâinile la spate și... Da. Dar respectul trebuie să existe. Respectul nu constă în faptul că stau așa și de fapt eu te înjur pe tine, știi, când stau așa. Nu, domnule, respectul este să am replică, să am argument și să în același timp să-ți respect vârsta și experiența pe care o ai.